Slavă Sfintei și cele de o ființă și păcătoare trăim, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos a înviat din morți, cum moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-ne. Domnul și domnilor, după ce a fost rostită Sfânta Evanghelie, prea fericitul Părinte Patriarh a dat și binecuvântarea de început cu slavă Sfintei Treim, după care întreaga adunare cântă troparul Unghierii, atât de cunoscut și de îndrăgit, Hristos a înviat, și aceasta se face de trei ori la rând. Să-nvie Dumnezeu să se risipească vrăjmașii Lui. Cum se topește fumul, să se topească, cum se topește ceara de fața focului. Domnilor și domnilor, de data aceasta, prea fericitul Părinte Patriarh a rostit stihurile Paștilor, înviind Dumnezeu se risipesc vrăjmașii Lui, a fost primul pe care l-ați auzit deja, înconjurând masa pe care se află așezată Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce, icoana Învierii și sfeșnice cu lumini. Iar drepții să se veselească. Și așa cum observați, în timp ce fiecare latură a mesei este cădită, după fiecare stih rostit de către Părintele Patriarh, credincioșii, cântăreții, corul cântă Hristos a înviat, troparul Învierii. Care a făcut Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruiește. Și a
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Hristos a înviat. Și nouă ne-a dat viață veșnică să ne închinăm și Sfintei Învierii Lui cele de-a treia zi. Pace Domnului să ne rugăm! Iar acum, doamnelor și domnilor, urmează Ectenia Mare, o alcătuire de rugăciuni, de cereri, după care va urma partea principală, nucleul slujbei, canonul Învierii. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru prea fericitul Părintele nostru Teoctist, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitor al Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru cinstita preoțime și tu Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindenii, pentru cârmuitorii țării, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru oastea cea iubitoare de Hristos, Domnului să ne rugăm! Sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește!
pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.